Astăzi la Sighet a avut loc târgul ofertelor educaționale. Directorii liceelor și-au prezentat ofertele pentru viitorul an școlar, iar elevii de clasa 8-a au avut posibilitatea să afle detalii despre liceele în care pot aplica în anul școlar 2017-2018. La standurile amplasate pe platoul din Parcul Central, părinții și elevii au putut solicita informațiile de care au nevoie privind oferta educațională, specializările sau profesorii de la fiecare unitate de învățământ, istoria liceului, profilurile disponibile, dar și activitățile extrașcolare organizate au fost câteva dintre informațiile care le-au fost prezentate elevilor care urmează să se înscrie la liceu. Liceul Tehnologic Marmației are o ofertă variată atât pe profilul tehnic cât și pe profilul serviciu, atât la liceu cât și la profesională, atât la zi cât și la seral. Începând cu anul trecut am demarat învățământul de formă seral și se bucură de un larg răsunet în rândul celor care, din anumite motive, nu au putut frecventa cursurile la momentul potrivit. Punctul forte al Liceului Tehnologic Marmația cred că sunt clasele de economic cu care ne mândrim în târgurile internaționale a firmelor de exercițiu, totodată și clasa de turism, alimentație publică, o clasă momentan se află în Anglia la practică. Am avut și pe parte de mecanică, tot așa proiecte Erasmus s-au deplasat în Germania. Deci noi vom continua cu aceste profiluri, avem și profil de textile și design vestimentar, parte pe care iarăși am câștigat un proiect țara lui Andrei, artizan în Maramureș, un proiect de 15.000 de euro. Totodată, Liceul Tehnologic Marmația, cred că cel mai puternic adu pe care l-are acum e faptul că am reușit să câștigăm cu 100 de puncte din 100 un proiect foarte important. Proiectul ROSE, Creștem prin Educație, este axat pe creșterea promovabilității la bacalaureat. Activitățile extrașcolare reprezintă unul dintre punctele forte ale Liceului Tehnologic Marmația. Are o serie de activități extracurriculare cu care ne mândrim, fie că vorbim de cercul de istorie, de fizică, de matematică sau trupa de teatru cu care am avut rezultate. În ceea ce privește relația profesor-elevi, directorul Liceului Tehnologic Marmația a precizat că aceasta este una foarte strânsă, lucru care îi avantajează pe elevi. Relația dintre cadrele didactice și elevi cred că a căpătat o nouă față în ultimul timp, pentru că încercăm deja să vedem că nu este important numai să transmitem, ci să și culegem ceva de la ei. În momentul în care există un parteneriat între noi, cadre didactice, ei, elevi, atunci cred că lucrurile capătă o altă dimensiune mult mai valoroasă. Mă bucur de parteneriatul cu părinții. Părinții sunt foarte deschiși pentru momentul în care, de exemplu, se deplasează în străinătate, nu mai au temeri, pentru că avem și proiectele Comenius în spate, proiectele Erasmus, mulțumim domnului Mic pentru că continuă colaborarea cu noi. Avem o serie de acțiuni de acest gen care arată că trio părinte, elev, profesor este ideal pentru o reușită școlară. Și Colegiul Național Dragoș Vodă, o instituție emblematică a municipiului Sighetul Marmației, și-a prezentat oferta educațională. Tradiția școlii, cercurile de studii și condițiile de lucru oferite au fost aduse în atenția părinților și elevilor prezenți. Ne spuneți care este oferta Colegiului Național Dragoș Vodă în acest an școlar? 7 clase, ca de mulți ani, 7 clase de a noua, 2 clase matematică informatică intensiv, o clasă matematică informatică biling, română-engleză, 2 clase filologie, una engleză și una franceză și o clasă de științe sociale și de asemenea o clasă de științele naturii, 7 în total și o clasă de a 5-a. Îi așteaptă pe elevi și activități extrașcolare, activități sportive? Categoric. Noi avem o bază sportivă foarte bine pusă la punct, cu 2 săli de sport, cu terenuri de sport afară și teren de sport în sala de sport. Avem tradiție în basket, fotbal, șah, tenis de masă, atletism. Avem de asemenea 2 reviste sau 3 reviste ale școlii. Avem cercuri pe specialități. Avem un centru de excelență pe
pentru elevii care își doresc să facă performanță într-un domeniu. Avem un fast food, organizăm împreună cu profesorii excursii, un club de teatru urmează să înființeze, un cor. Deci și pe partea de activități extrașcolare avem o ofertă extraordinar de bogată pentru elevii noștri, pentru că și partea de relaxare trebuie să completeze munca asiduă pe care trebuie să o depună la noi la școală. Și la Colegiul Național Dragoș Vodă, relația profesor-elev este extrem de importantă. Care este relația dintre profesor și elevi? Mai tensionată, mai cordială, ca întotdeauna în momentul în care profesorul trebuie să evalueze elevul, exigența trebuie să spună cuvântul și nu se poate performanță fără exigență. Dar profesorii Colegiului Național Dragoș Vodă sunt niște profesori deosebiți și tratează elevul așa cum se cuvine. Eu cred că în marea majoritate a cazurilor, dincolo de mica glumă de la început, relația este una foarte bună. Sunt implicați și părinții în activitățile colegiului? Ei sunt cei mai buni parteneri ai Colegiului Național Dragoș Vodă. Avem o asociație de părinți care face extraordinar de multe și a făcut extraordinar de multe pentru școala noastră. Câțiva elevi prezenți la târgul ofertelor educaționale s-au hotărât deja ce liceu vor să urmeze. La baza deciziei lor stau performanțele școlare obținute până acum. Științe naturale. La biologie și chimie. Da. Da. De ce? Pentru târgul educațional, reprezentanții liceelor s-au pregătit cu pliante și afișe, dar au pregătit și momente artistice pentru a-i atrage pe elevi spre liceul lor. Yeah.